Dragii mei, am citit din Iacov, păstorul bisericii din Ierusalim a fost Iacov. Pasajul este despre credință. Credința falsă este credința care vorbește în felul următor. Duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului. Credința vorbelor, fapte nimic. Păi este credința dracilor care nu pot să facă fapte bune, că așa e natura lor. Și este credința adevărată care se arată în fapte. Dumnezeu să ne ajute să avem credința adevărată care se arată în fapte. Poate mai mult ca oricând avem nevoie de pocăiți la care se vadă faptele. Fapte de pocăiți. Știți cum este denumit omul care are credința arătată în fapte? Mă înfior când văd cum este denumit omul acela. Hai să ne uităm în Scriptură să vedem cum este denumit omul la care credința se arată în fapte. Iacov 2:23. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit cum? Prietenul lui Dumnezeu. Vedeți? Când noi trăim o credință care se arată în fapte, și noi ca și Avram putem fi numiți prietenul lui Dumnezeu. Vă dați seama ce mare responsabilitate, ce denumire. Când cineva este prieten cu un om suspus, se laudă așa, mă, eu-s prieten. Pe vremuri, chiar dacă erai prieten cu șeful de post, aia, ce te lăudai, ești prieten cu șeful de post. Și era ceva să fii prieten. Ca să prezint această temă, prietenia cu Dumnezeu, am împărțit în patru părți. Prietenia cu Tatăl, cu Dumnezeu Tatăl. Fiindcă Sfânta Treime este formată din trei persoane distincte și fiecare persoană acționează în mod distinct, chiar dacă e un singur Dumnezeu în trei persoane, de aceea și prietenia o vom aborda în relație cu fiecare persoană din Sfânta Treime. Deci, prima parte, prietenia cu Tatăl. A doua parte, prietenia cu Dumnezeu Fiul, cu Iisus Hristos. Și a treia parte, prietenia cu Duhul Sfânt. Și a patra parte, prietenia cu Sfânta Treime, adică prietenie cu toți împreună. Să luăm prietenia cu Tatăl. Avram a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Noi credem că prietenul lui Dumnezeu trebuie să fie un om perfect. Vă întreb, a fost un om perfect Avram? Vedem, uitați-vă în Scriptură greșelile lui. Uitați-vă. Biblia n-ascunde greșelile prietenilor lui Dumnezeu. Noi uneori le ascundem. A fost numit. De ce a fost numit? Fiindcă a crezut. Și ce înseamnă această prietenie cu Dumnezeu pentru Avram? Dumnezeu împărtășește cu Avram planurile lui. Dacă ești prieten cu Dumnezeu, Dumnezeu împărtășește cu tine planurile lui Dumnezeu. Vedem asta în Scriptură. Și spune în Geneza 18:17. Atunci Domnul a zis, să ascund eu oare de Avram ce am să fac? E prietenul meu, nu o să ascund, împărtășește. Dumnezeu nu e obligat să împărtășească cu noi planurile Lui. Prietenul lui Dumnezeu are parte de această împărtășire. Să ascund eu de Avram. Și ce vrea să facă Dumnezeu? Voia să pedepsească Sodoma. Și Dumnezeu ascultă de ce zice Avram. Vedem jertfirea lui Isaac. Cred că pentru noi ar fi fost un test greu să jertfești copilul pe care îl iubești. Dar Avram a crezut în înviere, că Dumnezeu poate să-l dea înapoi. Și s-a dus. S-a dus cu inima frântă. Pentru că uneori această ascultare de Dumnezeu cere de la noi să punem pe locul doi ceea ce iubim și vrem să punem pe primul loc. În prietenia cu Dumnezeu, Dumnezeu vrea să fie pe primul loc. Nu alți prieteni. Vrăjmășie este prietenia cu lumea. Unii vor să fie prieteni și cu lumea și cu Dumnezeu. Ba, pun lumea pe primul loc. Noi trebuie să punem pe Dumnezeu pe primul loc. Deci, un criteriu al prieteniei cu Dumnezeu Tatăl este credința arătată în fapte. Un alt criteriu al prieteniei cu Dumnezeu Tatăl este cel din Psalmul 25:14. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El. Chiar dacă suntem prieteni,
e o prietenie cu reverență. Nu e o prietenie în care îți faci de cap, în care îți permiți să vorbești nepotrivit. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El. Este al doilea criteriu să fii prieten cu Dumnezeu Tatăl, să te temi de Dumnezeu. Știți de ce are nevoie România? De teamă de Dumnezeu. Frică de Dumnezeu. Are mai mare nevoie decât nevoile economice. Să ne temem de Dumnezeu. Să ne fie frica aceasta de a nu supăra pe Dumnezeu, de a nu păcătui împotriva lui Dumnezeu. Prietenul lui Dumnezeu se teme să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu. Știți ce zice Iosif? Să fac un păcat așa mare împotriva lui Dumnezeu? Deci, la Dumnezeu se raportează. Deci două criterii majore pentru prietenia cu Dumnezeu Tatăl. Primul criteriu este să avem o credință care să arată în fapte, ca și Avram. Al doilea criteriu, să ne temem de Dumnezeu. Să ne temem să păcătuim. Mă duc aminte de o întâmplare în care tatăl și-a luat copilul să fure de pe câmp. A ajuns pe câmp, vrea să fure anumite produse de pe câmp. Și a zis la băiețel, vezi acolo, pe drumul ăla vine cineva? Nu. În spate vine cineva? Nu. La dreapta vine cineva? Nu. Stânga? Nu. Atunci zice copilul, tati, ai uitat să mă întrebi să ne uităm sus? Știi? Nu sunt oameni în jur, dar sus. Atunci tatăl s-a rușinat și n-a mai furat. Ne trebuie să avem teamă de Dumnezeu. Doamne, adu teamă de Dumnezeu înapoi în poporul român. Adu teama de Dumnezeu înapoi în bisericile noastre. Adu teama, frică, frică aceasta de Dumnezeu. Aceștia sunt prietenii lui Dumnezeu, care au credință care se arată în fapte și care au teamă de Dumnezeu. Să mergem la partea a doua. Prietenia cu Dumnezeu Fiul. Prietenia cu Iisus Hristos. Pentru că am arătat că sunt trei persoane distincte și fiecare persoană are caracteristici distincte, chiar dacă sunt una. Spune așa Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 14. Să vedem care este criteriul să fii prieten cu Iisus Hristos. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Și versetul 15. Nu vă mai numesc rob pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieten pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Aici vedem acest criteriu în prietenia cu Dumnezeu Fiul, cu Iisus Hristos, ascultarea de poruncile lui Iisus. Ascultarea. Vedeți? Ascultarea. Uneori ne-am crezut că prietenia cu Iisus Hristos are de-a face cu emoțiile, nu? Să fiu curentat din cap până în picioare. Are de-a face și cu emoțiile. Dar cel mai important lucru nu sunt emoțiile, ci este ascultarea. Nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, și cel care împlinește poruncile Tatălui meu. Iisus zice clar la ucenici, voi sunteți prietenii mei, dar am o condiție ca să fiți prietenii mei. Și noi, oare care e condiția să fim prietenii tăi, Doamne Iisuse? Să faceți ce vă poruncesc eu. Dumnezeu vrea o biserică care ascultă de poruncile lui Iisus. Dumnezeu să ne ajute la asta. La Odiceea nu mai ascultă de poruncile lui Iisus, ascultau de poruncile lor. Și știți ce zice Iisus la biserică de la Odiceea? Biserică primară. Am să te vomit din gura mea. Deci atât de important este ascultarea de poruncile lui Iisus, încât este un mare pericol. Dacă nu ascultăm de poruncile lui Iisus, să ne verse din gura lui. Ceea ce este foarte trist. Dar este foarte adevărat. Din toate poruncile lui Iisus, m-am oprit la trei porunci. Să ne ajute Dumnezeu să ne întărim în ascultarea de aceste porunci și să fim prietenii lui Iisus. În secolul 21 poți fi prieten cu Iisus, dacă asculți de poruncile lui Iisus. Asta este cel mai important lucru pentru un creștin, să asculte de poruncile lui Iisus. Prima poruncă este cea arătată în Ioan 15 cu 17. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Prima poruncă este această poruncă referitoare la relație. Să ne iubim unii pe alții. Vreau să vă întreb, dragii mei, acești alții sunt perfecți? Nu. Ce înseamnă că trebuie să iubim oameni imperfecți? Mulți ar vrea doar oameni perfecți, dragii mei.
În biserică sunt oameni imperfecți și porunca lui Iisus este să ne iubim unii pe alții. În 1 Corinteni 13 sunt mai multe trăsături ale iubirii. Și știți care e prima trăsătură a iubirii? Dragostea este îndelung răbdătoare. De aceea noi trebuie să avem îndelungă răbdare unii cu alții. Sufletul meu este zdrobit când aud de oameni care părăsesc biserica. Și știți de ce părăsesc biserica? S-au supărat pe ceva. S-au supărat pe cineva. Nu trebuie să lăsăm supărarea să ne conducă relația cu biserica. Noi trebuie să ne iubim unii pe alții. Noi trebuie să avem îndelungă răbdare unii cu alții. Și trebuie să zicem, chiar dacă m-a supărat acel frate sau acel soră, Iisus îmi cere să iubesc. Dumnezeu să binecuvânteze acea persoană. Eu nu voi părăsi biserica. Eu voi rămâne în biserică. Sau dacă Dumnezeu mă călăuzește să aleg o altă biserică, nu pe baza supărării, ci pe baza călăuzirii. E ceva diferit. A doua poruncă, sunt multe porunci al lui Iisus, am zis că mă opresc doar la trei. Este porunca să facem ucenici. După înviere, Iisus a arătat la un munte în Galileea și știți ce le-a zis? Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezând în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și iată că o sunt cu voi în toate zilele și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Învățați-i să păzească. N-am spus în ordinea în care a spus Iisus. Dragii mei, ce înseamnă să faci ucenici? E porunca lui Iisus pentru noi, pentru fiecare dintre noi. O scurtă definiție. Să influențezi viața unui om să semene tot mai mult cu Iisus. Asta înseamnă să faci ucenici. Ucenici nu înseamnă cum făceau farisei, nu? Făceau de două ori mai răi decât ei, nu? Ucenici nu înseamnă o setare pe doctrina și atât. Deci să influențezi omul acela să semene tot mai mult cu Iisus. Să înțelegi? Asta înseamnă să faci ucenici. Că scopul ucenicului este să semene cu Iisus, să se vadă Hristos, așa zice Pavel în Galateni. Copilașii mei, pentru care simt durerea nașterii până Hristos vă la chip în voi. Deci cel mai important lucru pentru noi ca biserică să se vadă Hristos în noi. Influențezi tu viața altora să se vadă Hristos în ei, te întreb. Influențezi? Pe câți oameni influențezi? Pe cine influențezi? Ca să se vadă Hristos în ei. Asta înseamnă că trebuie să creadă în Hristos, trebuie să asculte de Hristos. Deci ucenicul nu este doar un simplu om care frecventează biserica. Ucenicul este cel care se străduiește să se vadă tot mai mult Hristos. Știți că la început nu s-au numit creștini? S-au numit ucenici. Știți unde s-a dat prima oară numele de creștini? În Antiohia. Dar de ce? Se vedea Hristos în ei. Cristianul, se vedea Hristos în ei. În ei se vedea Hristos. De aceea s-a dat numele de creștini. Asta înseamnă creștin, să se vadă Hristos în tine. Că ești prieten cu Iisus. Dumnezeu să ne ajută să influențăm pe alții. Un om simplu s-a rugat. Doamne, ajută-mă să aduc un evreu la tine. Să influențez viața. Eu nu mai știu cum s-a numit omul acela. De evreu pe care l-a adus a fost Richard Wurmbrand. Unul din mari români care au fost pe acest pământ. Richard Wurmbrand. Deci s-ar putea omul pe care l-a aduci, pe care influențezi să fie mai celebru ca tine. Tu să fii un anonim. Dar tu l-ai influențat. Prin tine a venit la Domnul, prin tine s-a apropiat de Domnul, prin tine s-a maturizat. Faceți ucenici, influențați-i să semene tot mai mult cu Hristos. E un lucru foarte greu. Pentru Pavel a însemnat durerea nașterii, echivalent cu durerea nașterii, pentru că e suferință până Hristos ia chip în celălalt. Dar Dumnezeu așteaptă oameni care se sufere, ca Pavel, până Hristos ia chip în noi. Asta înseamnă prietenie cu Iisus. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Și a treia poruncă din Predicile pe Munte, Matei, capitolul 6. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprinirea lui și toate vi se vor da pe deasupra. Noi trebuie să căutăm împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă domnia lui Dumnezeu. Asta este o poruncă a priorității. Ce cauți tu cel mai mult în lumea aceasta? Plăcerea? Posesiunile? Numele? Celebru? Noi trebuie să căutăm împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui.
prezentat trei porunci al lui Iisus. Noi trebuie să citim în Scriptură și să ascultăm de toate poruncile. Această poruncă a priorității, căutați mai întâi împărăția, această poruncă a relației, iubiți-vă unii pe alții, această poruncă a acțiunii, faceți ucenici. Vorbind de prietenia cu Iisus Hristos, Iisus Hristos spune despre un om că este prieten cu el. Știți despre cine este vorba? Este vorba despre Lazar. Și spune în cuvântul lui Dumnezeu, când Iisus vorbește cu ucenicii, ce Lazar, prietenul nostru, doarme. Ioan 11:11. Lazar, prietenul nostru, doarme. Dar mă duc să-l trezesc din somn. Ce frumos când Iisus spune despre un om că e prieten cu el. Iisus era prieten cu Lazar. Iubea pe Maria și pe Marta. Erau frați. Preiubiții mei, ce minunat când spune despre noi Iisus, Lazar, prietenul nostru, Ioan, prietenul meu, nu? Maria, prietena mea. Așa e posibil, dragii mei, e posibil. Unii își imaginează o relație cu Dumnezeu, așa Dumnezeu este departe, este doar un judecător, cu biciu mână. Dar ne vorbește Scriptura că putem fi prieteni cu Dumnezeu Tatăl, putem fi prieteni cu Dumnezeu Fiul, putem fi prieteni cu Dumnezeu Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne ajute să fim prieteni. Vorbim acum despre prietenia cu Iisus. Lazar, prietenul nostru, doarme. Și aici vreau să mă opresc. De ce permite Dumnezeu ca prietenul lui să treacă prin boală? Lazar a trecut prin boală. Prieten cu Iisus nu înseamnă că nu permite Iisus să treci prin boli. Că nu permite Iisus să treci prin moarte. Și știi ce înseamnă prieten? Este cu tine în boală. Poate vindeca boala dacă vrea. Este cu tine în moarte, te poate învia dacă vrea. Înseamnă că e prezent cu tine în suferințele tale. Nu că te scutește de suferințe. Iisus nu scutește prietenii de suferințe. Nu avem acest privilegiu. Avem doar privilegiu că este cu noi în suferință. Dacă vrea, oprește suferința, dacă El consideră continuă suferința. Iisus vorbește de un alt prieten, prietenul de la miezul nopții. Vorbește o pildă. Care la miezul nopții merge cineva la prietenul lui și zice, dăm trei pâini. Dar care poate fi pentru noi prietenul la miezul nopții decât Domnul Iisus Hristos? Pentru noi, El poate fi prietenul la miezul nopții. La Iisus poți să mergi oricând. Și când ești în noaptea vieții tale, când ești în miezul nopții vieții tale, pentru că sunt momente în care trecem prin întuneric. Întunericul credinței, întunericul sentimentelor, întunericul emoțiilor. E o perioadă de întunecime și atunci să ai curajul să mergi la prietenul la miezul nopții, la Domnul Iisus. Deci, Iisus nu este doar prietenul de zi, este și prietenul de miezul nopții. Și când treci prin întuneric și când simte sufletul tău că traversezi întunericul și nu mai vine dimineața, atât de mare e suferința, atât de mare e boala, atât de mare e deznădejdea, atât de mare e depresia, că simți că trăiești în noapte. Dar am o veste bună pentru tine. Iisus e prietenul de la miezul nopții, la care poți să mergi. Și poți să-i ceri tămăduire, poți să-i ceri călăuzire, poți să-i ceri ieșirea din depresie, poți să-i ceri ajutorul material, poți să-i ceri ajutorul relațional. E prietenul de la miezul nopții. Ne avem un prieten. Chiar Iisus a zis această pildă. Dar nu este alt prieten mai bun decât El. Chiar dacă ești în noapte. Chiar dacă ai nevoie. Să recapitulăm această a doua parte, prietenia cu Iisus Hristos. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Primul criteriu al prieteniei este acesta, să faci ce poruncește Iisus. Iisus era prieten cu Lazar. El avea părtășie Lazar cu Iisus. Adică să ai părtășie cu Iisus. Și acest prieten de la miezul nopții a fost gata să facă ce cere, datorită insistenței. Nu trebuie să insistăm să fim prieteni cu Iisus. Să avem curajul și în miez de noapte al sufletului nostru să mergem la El. A treia parte, în tema noastră, prietenia cu Dumnezeu. Am vorbit de prietenia cu Dumnezeu Tatăl, prietenia cu Dumnezeu Fiul, să vorbim de prietenia cu Duhul Sfânt. Putem fi prieteni cu Duhul Sfânt? Putem să fim prieteni cu Duhul Sfânt. Fiți, vă rog, foarte atenți. Cum definește Domnul Iisus Hristos prietenia aceasta? În Ioan 14:16 spune în felul următor. Și eu voi ruga pe Tatăl și vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. În traducerea Cornilescu, unde scrie mângâietor, vedeți cifra 1. Hai să mergem la subsol. Ce înseamnă cifra 1 acolo?
scrie grecește paraclet, apărător, ajutor. Eu vă voi da un mângâietor, care poate fi tradus așa, paraclet, apărător, ajutor. Anumite traduceri zic și avocat. Avocat. Mai ales traducere englezește. Ce înseamnă paraclet? Când au ascultat ucenicii, când cei care au ascultat, au citit Evanghelia după Ioan, scrisă în grecește și au trecut paraclet, a tradus Cornelescu mângâietor, alții traduc avocat, apărător, de-aia este nota de subsol, care e foarte bună să-ți lărgească sensul cuvântului. Și ce însemna paracletul? Când erai acuzat pe nedrept, venea la tribunal, un prieten te apăra pe gratis, intervenea pentru tine pe gratis. Și asta este paraclet, Duhul Sfânt, e apărătorul tău când ești acuzat pe nedrept. Ești apărător, e apărătorul tău când ești în strâmtorare, putem extinde ideea. Duhul Sfânt e apărătorul tău când ești în strâmtorare. Zice Iisus la fericire, la ultima fericire, fericit de voi când din picina mea oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate. Fiți atenți, tot felul. Toată tematica de lucruri rele te pot acuza. Pot să zică despre tine orice. Cine te apără atunci? Pentru că ocara îți frânge inima. Paracletul vine și îți apără inima. E prietenul tău. Paracletul era definit așa, ca un prieten care te apără când ești în tribunal, pe gratis, și te apără la nevoie. Asta e Duhul Sfânt. Îmi place foarte mult definiția asta de paraclet, de apărător, de mângâietor. Duhul Sfânt ne apără. Trăim într-o lume rea, o lume în care tot felul de acuzații se zic despre creștini. Știți ce acuzații erau asupra penticostalilor în perioada interbelică? Agenți sovietici. Așa, asta era, numărul. Comuniști, penticostali, baptiști, agenți sovietici. Când s-a terminat, când s-a terminat regimul interbelic, au venit comuniștii. Știți care a acuzația contra noastră? Agenți americani. De? Unii scorneau, fără lucruri foarte murdare despre pocăiți, de la stinsul luminilor, și am auzit una care m-a uimit. Ca să justifice că se botează mulți oameni la noi, îi spuneau că se botează pe bani și noi le dăm bani, sume colosale. Primim din America bani pentru fiecare om botezat. S-a botezat unul, a crezut acest zvon, această minciună, și după botez se duce la păstor: frate, de unde ai plicul? Ce plic? Păi eu așa știam că primim bani dacă ne botezăm, știi? Tot felul de lucruri și neadevărate. Sper că aici nu este niciunul care să se boteze pentru bani. Sper că v-ați botezat datorită credinței în Iisus. Dragii mei, prietenia asta cu Duhul Sfânt e o prietenie dulce. Pentru că te apără, Duhul te întărește. Duhul te întărește să nu-ți pierzi mințile când ești acuzat. Duhul te întărește să mergi înainte, să te poți bucura. Tu mă întinzi masa în fața potrivnicilor mei, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, trebuie să ne bucurăm. Pentru că Duhul Sfânt e paracletul. Al doilea cuvânt care subliniază prietenia este în 1 Corinteni, ultimul verset din 1 Corinteni. Cuvântul lui Dumnezeu, rectificând din 2 Corinteni 13 cu 14, ultimul verset. Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin. Împărtășirea Sfântului Duh e al doilea cuvânt. Ce înseamnă asta? E bine să cercetăm câteodată fiecare cuvânt. Poate e un cuvânt mai vechi pentru împărtășirea. Seamănă așa mistic, nu împărtășirea. Cuvântul în greacă este koinonia. Este și editură cu numele acesta. Ce însemna koinonia? Ca să înțelegem ca și paracletul. Înseamnă să împărtășești cu cineva ceva. Intimitate. Cineva îți dă din ceea ce are, îți dă ție. Înțelegi? Intimitate. Deci o prietenie bazată în care dați unul altul din timpul vostru, unul altul din ce aveți. Asta e koinonia, părtășia. Înseamnă că, zice, împărtășirea Duhului Sfânt. Dar ce are Duhul Sfânt să ne dea, dragii mei? Duhul Sfânt ne poate da din darurile Lui. Zice că împarte darurile cum? După voia? Deci Duhul Sfânt decide. Fiți atenți. În această ecuație, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, Duhul Sfânt decide ce daruri dă. Împarte darurile Duhului după cum vrea Duhul Sfânt. În această prietenie cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt îți poate împărtăși din darurile Lui.
De aceea prietenii Duhului Sfânt iubesc darurile Duhului Sfânt. Prietenii Duhului Sfânt au împărtășirea aceasta darului Duhului Sfânt. Cine mai poate împărtăși Duhul Sfânt cu noi? Duhul Sfânt ne poate împărtăși umplerea Duhului Sfânt. Prietenii cu Duhul Sfânt sunt umpluți de Duhul Sfânt. Ești umplut de Duhul Bucuriei. Ești umplut de Duhul Adevărului. Ești umplut de acest Duh al Sfințeniei. Îți umple mintea, gândurile, emoțiile, totul. Ce mai împărtășește? Ce înseamnă împărtășirea Duhului Sfânt? E dorința lui Pavel, nu? Era binecuvântarea lui Pavel. Călăuzirea Duhului Sfânt. Îmi place foarte mult când Faptele Apostolilor vedem că Duhul Sfânt a zis. Duhul Sfânt a zis. Nu? Posteau în Antiohia și Duhul Sfânt a zis. Păi Duhul Sfânt a lăsat pe Pavel să intre în Bitinia. Păi Duhul Sfânt a vorbit la Petru, du-te cu ei. Știi? Duhul Sfânt a zis, Duhul Sfânt a vorbit. Fie că Duhul Sfânt poate la nivel de gând să-ți spună, să-ți spună un gând în minte. Sau poate fi o chestie audibilă, să auzi. Sau să fie un mesaj profetic. Deci merge și la nivel de gând să spună Duhul Sfânt gândul în minte. Duhul Sfânt a zis. Împărtășește călăuzirea Duhului Sfânt. Avem nevoie de darurile Duhului Sfânt. Avem nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt. Avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt. Prietenii Duhului Sfânt simt ce înseamnă această împărtășire. Deci a fost acest aspect, paraclet, apărător, avocat, în prietenia cu Duhul Sfânt. Asta însemna paracletul, un prieten care te apără. Este această idee de împărtășire, un prieten care împărtășește ceea ce are, darurile lui, călăuzirea lui, umplerea lui. Și mai este al treilea aspect în această prietenie cu Duhul Sfânt. Un aspect tare dulce despre care vorbește Apocalipsa în capitolul 22. Această solidaritate cu Duhul Sfânt. Apocalipsa 22 cu 17. Și Duhul și Mireasa zic vino! Și cine aude să zică vino, Duhul și Mireasa. Cine e Mireasa? E biserica. Biserica. Duhul împreună cu biserica. Sunt solidari. Este solidaritate. Și ce? Vino Iisus. Primul rând strigă după Iisus. Vino Iisus. Duhul Sfânt aprinde în noi focul dorului după revenirea lui Iisus. Îmi place foarte mult poetul Bihorean, care trăia în dor, multe poezii au devenit cântece și spune, trăia în dor, de dorul tău, Iisus iubit. Nu? Treci peste anii viitori, o mie de drag și vino. Adică Duhul Sfânt ține noi clocotul după venirea lui Iisus. Este această solidaritate în prietenia cu Duhul Sfânt, Duhul și Mireasa. Cel mai apropiat prieten pentru Mireasa este Duhul Sfânt. Pe acest pământ. Vorbesc de prieteni care acest pământ, Iisus Hristos este în ceruri. Să iubim Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să lăsăm să ne aprindă Duhul Sfânt, să iubim mai mult revenirea lui Iisus. Să iubim împărtășirea cu Duhul Sfânt, să ne împărtășească darurile Lui, călăuzirea Lui, umplerea Lui. Și să iubim paracletul nostru, avocatul nostru, apărătorul nostru, care ne ajută să ne menținem cu mintea normală, în ciuda atacurilor, în ciuda defăimărilor, în ciuda criticilor și în ciuda prigonirii, minciunilor, pentru că satana te atacă cu minciuni, Duhul Sfânt te apără în ciuda acestor minciuni. Deci am văzut despre prietenia cu Dumnezeu, este prietenie cu Dumnezeu Tatăl, o prietenie cu Dumnezeu Fiul, prietenie cu Dumnezeu Duhul Sfânt și este o prietenie cu Sfânta Treime. Ne-am uitat singular, acum să ne uităm la colectiv. Se vorbește și despre această formă de prietenie și spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor, în Ioan 14 cu 23. Dacă mă iubește cineva, a păzit cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Fiți atenți! Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Iisus zice noi. Nu se referă la înger, nu zice Iisus cu un înger. Zice noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Asta e prietenia cu Duhul Sfânt. Care noi? Tatăl, Fiul și... Asta înseamnă noi. Când zice în Geneza să facem om după chipul nostru, nostru se referă la Tatăl, la Fiul și la Duhul Sfânt. Îngeri nu sunt după chipul nostru, doar oamenii sunt după chipul nostru. În Isaia 6 spune, cine va merge pentru noi? Cine va merge pentru noi? Adică pentru Tatăl, pentru Fiul și pentru Duhul Sfânt. Putem avea o prietenie? Fiecare persoană din Sfânta Treime, cu Tatăl, cu Fiul și Duhul Sfânt. Putem avea o prietenie cu Sfânta Treime, ca și Sfântă Treime. Noi vom veni la El și vom locui. Și ce mult înseamnă?
Iisus promite, noi, Tatăl, Fiul, venim la tine și locuim cu tine. Care este efectul locuirii în Scriptură, dacă locuiește cu noi Sfânta Treime? Devenim temple ale lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că noi suntem templul lui Dumnezeu. Adică noi care suntem în biserică, datorită faptului că vine Sfânta Treime să locuiască cu noi, devenim templul lui Dumnezeu. Un alt verset spune, 1 Corinteni 6, că devenim temple ale Duhului Sfânt. Vedeți? Templul lui Dumnezeu, templul Duhului Sfânt. În 2 Corinteni 6 ni se spune că devenim un templu al Dumnezeului celui viu. Vedeți? Trei denumiri. Templul lui Dumnezeu, templul Duhului Sfânt, templul Dumnezeului celui viu. Deci, dragul meu, tu ești, în urma locuirii Sfintei Treime în tine, un templu. Un templu al lui Dumnezeu. În tine locuiește Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De aceea fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Înțelegeți de ce trebuie să fim sfinți? Fiindcă noi locuiește Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune, noi acceptăm lucrul acesta prin credință. Această prietenie cu Sfânta Treime înseamnă locuirea Sfintei Treime în noi. Noi vom veni și vom locui. Dar înseamnă și o dulce părtășie. Dacă în tine locuiește Dumnezeu, tu poți să fii un enoh care umblă cu Dumnezeu. Ești un templu al lui Dumnezeu, ești un templu al Duhului Sfânt, ești un templu al Dumnezeului cel preanat și poți să umbli cu Dumnezeu. În încheiere, vreau să recapitulăm. Prietenia cu Dumnezeu. Avram a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Prietenia cu Dumnezeu Tatăl este posibilă dacă avem acest criteriu al credinței care se arată în fapte. Așa a fost Avram. Un alt criteriu al prieteniei cu Dumnezeu Tatăl este teama de Dumnezeu, să avem teama de Dumnezeu. Apoi prietenia cu Dumnezeu Fiul. Suntem prieteni cu Iisus Hristos dacă ascultăm, dacă păzim poruncile lui Iisus Hristos. Lazar a fost prieten, a avut părtășie cu Iisus Hristos. Prietenul la miezul nopții înseamnă să ai insistență în această prietenie, să dorești insistent prietenia și să apelezi la ajutorul lui. Prietenia cu Duhul Sfânt, primul cuvânt cheie este mânghietor, adică paraclet, apărător, ajutor, avocat. Prietenul care pe gratis vine și te apără față de toate răutățile lumii, toate minciunile lumii, stă lângă tine și inima ta va rămâne în pace. Este împărtășirea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt împărtășește cu noi, coinonia, împărtășește din darul lui, din călăuzirea lui, din umplerea lui, din tot ce are el. Și este acest aspect al solidarității, Duhul și Mireasa, zic vino. Noi suntem solidari cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Iar prietenia cu Sfânta Treime, noi vom veni la El și vom locui. Tu devii un templu al lui Dumnezeu, tu devii un templu al Duhului Sfânt, fiindcă locuiește în tine Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne ajute să fim prieteni cu Dumnezeu. Și sunt cântece care vorbesc despre prietenia asta cu Dumnezeu. Îmi place că în imnologia noastră avem. Atât cu Iisus, nu-i prietenul Iisus asemenea, cât și cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne facă să fim mai buni prieteni dacă am fost. Începând de azi să fim și mai buni prieteni. Și ne vom întâlni cu El și cum va continua prietenia noastră o veșnicie. Amin.